Monumentele istorice din Mehedinți pot intra în reabilitare și asta dacă primăriile din județ se mobilizează pentru a depune documentația necesară la Direcția Județeană pentru Cultură. Până acum, documentația era depusă de către Instituția de Cultură, însă, ca urmare a modificării legislației în vigoare, acum avizele se pot obține de către unitățile administrativ-teritoriale în mod direct. În octombrie a fost lansat Programul Național de Restaurare și împreună cu... Eu am notificat primarii care au monumente de categoria de importanță națională despre acest program de restaurare și am reușit să îl mobilizez pentru început. Timpul a fost scurt pe primarul de la Jvinița și împreună am făcut un demers comun pentru a introduce în Programul Național de Restaurare monumentul medieval Cetatea Tricule din Jvinița. Monumentul de la Jvinița a acumulat 175 de puncte, ocupând cea de-a patra poziție în lista nouă de monumente istorice. La rândul ei, prefectura anunță că primăriile din județ pot găsi tot sprijinul în angajații instituției care pot îndruma aleșii locali către obținerea vizelor. Prefectura poate supraveghea și poate discuta cu reprezentanții OAT-urilor, cu primarii, ca să poată să aplice împreună cu partenerii lor, cu Direcția Județeană de Cultură. Este un program care se numește Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, iar dânsii, dacă pe raza comunei se află un monument care trebuie reabilitat, trebuie să depună proiecte ca să poată să acceseze fonduri. În total, în județul nostru sunt 570 de monumente istorice, cu unul în plus față de anul 2010, atunci când s-a realizat ultima inventariere, întrucât între timp s-a reabilitat castrul roman din Severin. Reabilitarea monumentelor istorice s-a luat în discuție în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, ședință ce a dus pe ordinea de zi și o informare privind activitatea desfășurată de Casa de Pensii și modificările aduse pentru pensionari, dar și o analiză a rezultatelor sportului din 2016 și o proiectare a principalelor activități sportive de anul viitor.